Un bărbat în vârstă de 70 de ani a devenit vedetă locală, pretinzând că de 50 de ani n-a băut decât o băutură carbogazoasă pentru a se hidrata. Aparent, dieta nu pare a fi avut consecințe asupra sănătății sale, dar spusele sale nu pot fi dovedite. Ar putea părea fals pentru cineva care nu-l cunoaște și este destul de incredibil, dar din câte îmi amintesc, bea doar sucuri chiar și cu înghețată, a mărturisit fiul său. Un videoclip cu el într-o cafenea locală a devenit popular pe rețelele de socializare. În imagine, el poate fi văzut cum toarnă o cutie de suc de înghețată, apoi începe să o bea cu lingurița. Prin urmare, ar fi trecut o jumătate de secol de când omul s-a hidratat doar cu Coca-Cola. Preferă să bea suc, dar are grijă de el însuși. Se duce la toți medicii, ia toate medicamentele, a adăugat finul său. Cert este că septuagenarul nu este deloc un exemplu de urmat. Sucurile nu înlocuiesc capa și sunt, indiferent de formula lor, periculoase pentru sănătate. O cutie de 33 de calorii de cola clasică conține, lângă aditiv, 37 de grame de zahăr, cantitate care corespunde la 7 cuburi de zahăr. O concentrație care poate duce rapid la obezitate și diabet și care ar duce la dependență. În ceea ce privește versiunea fără zahăr, conține aspartam, un îndulcitor artificial evidențiat ca fiind cancerigen. Într-un aviz, OMS din iunie 2023, relatează realitatea.net.